Bună ziua, sunt Ariadna Precinoc și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Astăzi a fost prezentată finalitatea proiectului Tinerii și rețelele sociale, susținut de Centru de Jurnalism Independent, în colaborare cu Internews și Agenția Suindeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin intermediul Ambasadei Suediei la Chișinău. În perioada 20-26 august, la Complexul Turistic Costești, s-a desfășurat tabăra de educație media în care au fost elaborate proiecte de promovare a educației media. Echipa Triada vă prezinte activitățile din planul de acțiuni realizate cu tinerii din Liceului Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt. Realizarea planului de acțiuni a început cu lansarea proiectului de educație media Tinerii și rețelele sociale în Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt, orașul Tiberiopol, care a avut loc pe data de 12 septembrie. Lansarea a fost încheiată cu un flashmob modern, informat, corect. Inspirați, activi, curioși și bine dispuși, elevii ciclului gimnazial s-au simțit în cadrul treningului 1, copiii consumatori de produse media, realizat la 21 septembrie 2017 în liceu. Un alt pas în alfabetizarea mediului școlar de liceu dat a avut loc pe data de 26 septembrie 2017. Diseminarea informații pentru domeniul educației mediatice s-a realizat în cadrul mesei rotunde cu elevii de la treapta de liceu, purtând genericul modern, informat, corect, din cadrul proiectului Tinerii și rețelele sociale. Ce a însemnat pentru tine participarea la activitatea educației media? Trainingul de educație în media a fost o surpriză plăcută a zilei. Speakerii au abordat diverse teme zilnice care au avut un aport educativ pentru toți participanții. Ghicitori, dezlegare de rebusuri, întrebări și răspunsuri diverse, curiozități și desen pe asfalt. Toate acestea realizate fiind în aer liber cu ingineroșii clasei a 5-a din liceu, în cadrul trainingului de educație mediatică, copiii consumatori de media, care au avut drept scop final inițierea copiilor în ABC-ul media și în care au învățat cum să filtreze informația, dar și cum să-și protejeze contul, imaginea în timpul navigării pe internet. Ce este educația media? Pentru ce avem nevoie de ea? Care sunt sursele media? Ce este o știre și la ce întrebări trebuie să răspundă ca să fie una veridică? Dar și cine sunt trolii și cum să ne protejăm de prietenii falși în rețelele sociale? Iată filele răsfoite împreună cu elevii clasii a 6-a, a 8-a în cadrul trainingului 4. Impactul a fost unul pozitiv și benefic pentru elevii mai mici, care au manifestat interes și activism, dar și privirea critică în cadrul trainingului copii consumatori. Trainingul de educație media numărul 5, realizat cu drag pentru elevii din Liceul Teoretic Dorotskaya, acesta fiind un punct din planul de acțiune în cadrul proiectului. Deschiderea și interesul pentru subiectul propus, manifestat de către colegii din școala partener, le-a adus satisfacția că pot fi utili în realizarea și diseminarea lucrurilor importante. Interactiv, vesel, cu implicare maximă, astfel a decurs activitatea din 20 octombrie 2017. Delicată educație în media. Cât este de utilă informația care ați primit-o pe parcursul trainingului? Informația primită în cadrul trainingului este foarte necesară persoanelor de orice vârstă, fiind alfabetizare în media, înseamnă de fapt securitate personală, o achiziționare de abilități și competențe pentru siguranță online și securitatea oamenilor. Cum v-ați simțit în timpul trainingului și ce lucruri noi ați învățat? În timpul trainingului m-am simțit foarte bine, fiind într-o atmosferă plăcută. Am învățat lucruri noi și utile în viața de zi cu zi. În calitate de coordonator, ce a însemnat pentru dumneavoastră acest proiect? M-a intrigat foarte mult ideea aceasta și m-am bucurat că cineva totuși s-a îngrijit ca educația media să ajungă în școli. După ce am aplicat pentru participare, sigur că a fost o bucurie când am văzut că sunt selectată. Am ales trei copii care au fost motivați, niște copii harnici, activi și foarte ingenioși. Am proces la drum, am stat în această școală împreună cu alți copii și profesori din 10 licee, din 10 instituții de învățământ. Am învățat ce este media și, întorcându-ne acasă, am încercat să venim cu mesaje care, într-adevăr, ar
pasiona, ar intriga, dar și ar face pe tineri mai cunoscători, mai informați, mai siguri pe sine, să devină oameni moderni cu cunoștințe actuale în domeniul educației. Continuitatea proiectului va fi evaluată la finele anului școlar, deoarece din cele relatate de către elevi și profesori, proiectul a avut un impact puternic asupra participanților, care, la rândul lor, au solicitat extinderea educației media. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Vă dorim o zi bună în continuare!